Iulia, bună dimineața! Bună dimineața! Mai avem pe cineva aici. Alo! Și tu? Eu am... Bine ați venit! Am venit cu ajutoarele mele. Alo, 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 alo! No, Matale, știi că aici ești în emisie? Nu râzi tu când vrei tu. Scuzați, Ăsta este avantajul. Dinozaurii din ziua de azi. Pe el putem opri oricând, dar pe invitații mei de astăzi corect. Nu. Și iată, ei au făcut o selecție de jucării. Noi, practic, am încercat să aflăm care sunt preferatele copiilor în perioada aceasta, pentru că urmează să vină iepurașul și abia l-așteptăm. Și am ales, de exemplu, o trotinetă electrică. Karin ne ajută acolo și ne face acum o prezentare a trotinetei. Karin, te plimbi puțin pe aici să te vedem? Apasă. Să vedem cât de curajoasă ești? Bravo! Minunat! Karin are doar 4 ani. A, ai și din cadru. Înapoi, Karin, vină înapoi. Se descurcă. Uite, o ajută Neti pe Karin. Dar este Karina. Karina, da, iartă. Karin este fetita mea de acasă. Am văzut gândul la ea, da. Iartă-mă. Și le mai avem aici pe... Și verișoara ta, da. Și verișoara, da. Da. Și le mai avem pe Ioana și pe Maria și le avem și pe Mihnea. Mihnea a testat și un ceas inteligent pentru noi. Mihnea, ia vină tu puțin lângă mine. Așa, timp în care o să rog pe Maria să dea ea o tură cu bumper car-ul pe care l-am adus. Eu n-am mai văzut așa ceva. Este o mașină... Seamănă cu jucările alea de ne loveam noi când eram mai tineri. Vrei dinozaurul? Da, mi-aduci tu dinozaurul, te rog, că ar vrea să se joace cu dinozaurul. E supărat dinozaurul că l-am oprit din acțiune. Vrei tu să-l pornești, nu-i așa? Da. Te descurci? Da. Bineînțeles, bun. Bravo. Mai toate jucăriile pe care le avem astăzi aici costă în jur de 200 de lei. Doar bumper car-ul este 1000 de lei și trotineta electrică cred că este undeva 200-300 de lei. Și ceasul pe care l-are Mihnea aici, ia te rog să-l pornești tu, ăsta costă tot așa, 200-250 de lei. Ce, este ce face? Un ceas inteligent, are și cameră video încorporată și microfon. Serios? Și foarte interesant mi s-a părut mie, Mihnea, nu știu cum ți s-a părut ție partea asta, dar faptul că părinții îți pot seta notificări pe ceas, să-ți amintească să mănânci, să nu-ți uiți pachetelul la casă, să nu-ți uiți temele. Și are și funcție de localizare. Exact, are și funcție de localizare. Ce ți-a plăcut ție, Mihnea, și ce nu ți-a plăcut? Mie la ceasul ăsta mi-a plăcut că are un fel de față veselă. Da, un fel de față veselă și dacă o agiți sau îi faci se supără, ceva, se vede. Se supără și scoate brațele. Și are și niște jocuri. Mi-ai povestit că ai încercat și jocurile și că ți-au plăcut, dar mi-ai zis că ai fi vrut să fie într-o altă culoare, nu? Da. Da, să fie... Măi, bine, vrei să spun ceva? Acum e frumos ceasul ăla, peste 5-6 ani îl arunci, că nu o să vrei să știe tati unde e sau... Da, pe bune acum, ce să mai... Să fii controlat în hal. Vreau pe ce suprafețe pot merge cele două mașinuța și... Iei ceasul, te rog? Mini-scooterul. Car bomber, n-am auzit cum e? Car bomber, ok. Nu pe nisip, asta știu sigur. Ok, dar nu afară pe... Nu, suprafețele trebuie să fie netede, e clar, că exact. Altfel nu cred că... Da, da, da. Și vreau să vă arăt jucăria mea rulează. Preferată. Este această roller girl. Roller girl? Care se... Ia să vedem dacă mă descurc. Ia. Sper să mă descurc. Stai să vedeți ce face ea. Păi nu, de ce nu pui jos? Pentru că face șpagatul. Păi și ce, asta. Jos nu știe șpagatul? Sau cum? Numai păi pe masă? Nu știu cât de bine se vede. Ia să vedem. Stai un pic. Între timp ea încearcă să pornești robotul. Și când face șpagatul? Și eu vreau să văd ce face acea cană sau ce e, termos? Stai sau un pic, că mai are un buton aici. Este o lampă fermecată, nu este un termos. Ah. Opa! Eu nu pot să fac așa ceva, nu știu cum să vă zic. Mihai, poate. Iulia. Poate face asta și pe muzică. Nu ești pregătit, ce zici de asta? Are niște stele. Ai găsit niște stele pe ceas? Mă bucur foarte tare. Și această păpușă costă la fel, aproximativ 200 de lei și știe să facă și șpagatul în banii ăștia. Ce vorbești, mă? Și aici avem o lampă fermecată care funcționează împreună cu aplicații. Da, se pare că vedeta este ceasul, nu? Da. Și ce altă jucărie ți-a mai plăcut ție de aici? Să știi că eu am prea multe acasă și nu sunt prea frumos decât ceasul ăsta, că ne spunea că ea are foarte multe jucării acasă, dar nu sunt toate la fel de frumoase ca acest ceas. Păi Mary își dorește un Mary, uite un ceas. Mihnea, trebuie să ne spui ce-ți dorești tu de la iepuraș. Da. Eu îmi doresc o păpușă Rapunzel. Dintre toate jucăriile astea? Da. Îmi doresc dinozaurul acesta. Dinozaurul, da? Noi ne mai jucăm cu dinozaurul și cu laptopul și cu tot ce avem aici.
și ne vedem din nou la ora 10 și tragem atunci concluziile. Vorbim și cu Carina și cu Maia. Ai venit cu atâți copii astăzi în platou pentru că vrei să ne anunci ceva sau... Nu. Adică vrem să știm. Pur și simplu încerc să-l ajut. Pur și simplu, am înțeles. Puiule, foarte mult Puiule, te rog frumos să ai grijă de păpușa. Mie îmi place foarte mult păpușa aceea pentru că știe să facă șpagatul și eu aș vrea să fac șpagatul. Dar mi-e teamă că rămân acolo și nu mă mai mici niciodată. Deci stai să vezi ce știe să facă robotul. Ce știe să facă? La 10, la 10. A, la 10. Da. Bine. Hai, vă pupăm. Să faceți puțină liniște acum, puțin de încercăm, tot, da? Să ne înțelegem și cu cei de acasă. Încercăm. Hai, vă mulțumim pentru...